Iernide mătase, Bombyx mori, sunt larvele fluturelui de mătase, crescut artificial de mii de ani pentru obținerea firului prețios de mătase. În urma selecției și sub influența condițiilor de trai create de om, viermii de mătase și-au pierdut capacitatea de a zbura și de a se hrăni independent. Astfel a apărut ramura zootehniei, care se ocupă de creșterea, înmulțirea și ameliorarea viermilor de mătase, numită sericicultură. Cercetătorii se ocupă de creșterea viermilor de mătase și de obținerea de sămânță. În sericicultură, sămânța este oul viermelui de mătase. Ne aflăm la stațiunea de cercetări sericicole București-Băneasa. Stăm de vorbă cu domnul director Teodor Mihalcea. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit în cadrul stațiunii de cercetări sericicole Băneasa. Vă mulțumesc în mod deosebit pentru că ați acceptat să facem o filmare astăzi pentru emisiunea Viața Satului, pentru a discuta despre un domeniu care a fost un pic uitat. Este un domeniu care, exact ce a spus dumneavoastră, a fost uitat ultima perioadă în România, dar este un domeniu de activitate cu implicații socioeconomice de peste 3.000 de ani. Activitatea creșterii viermilor de mătase a început acum 3.000 de ani în China. Mulți ani sau secole întregi, China a păstrat acest secret exportând mătase, acel renumit drum al mătăsii, către Europa. A fost o activitate care după 90 a avut un declin major, dar anul trecut, în 2022, a apărut hotărârea de guvern 695, în care s-a înființat stațiunea de cercetări sericicole Băneasa, sub coordonarea Ministerului Agriculturii și coordonarea științifică Academiei de Științe Agricole. De atunci sunteți dumneavoastră aici? Eu sunt de pe 9 septembrie 2022, mandat pentru 4 ani de zile. Și ați venit cu un suflu nou. Da, sper suflul acesta să fie transmis la ceilalți colegi care au muncit în această perioadă destul de mult și de serios. Activitatea de sericicultură în România are vechi stagii, încă din secolul al XIII-lea, al XIV-lea, începând din zona Banatului Ardeal, urmând în partea de zona Moldovei, intrarea Imperiului Otoman. Chiar statul a fost implicat secolul trecut prin sprijinirea acestei activități, distribuind la gospodăriile țărănești puiet de dud. Prima testare științifică în România pe partea de sericicultură este din anul 1906, când s-a înființat stațiunea de sericicultură și puietul de dud la Cotroceni, până în anul 1914. Din 1914 a fost mutată în zona Chiselev, a suferit mai multe transformări, care în anul 1974 să fie adusă pe zona Băneasa, unde a ocupat un teritoriu destul de vast, clădiri și cu un aparat destul de mare. Ceea ce a generat la nivelul României o adevărată emulație. Pot să spun că la un moment dat era chiar sport național în toate localitățile din România, se creșteau viermi de mătase în școli și în alte instituții ale statului. România a ajuns să producă în anul 1986 în jur de 2000 de tone de gogoși de mătase, ceea ce o punea în rândul țărilor lumii pe locul 6. Și cum era aici în momentul în care ați venit dumneavoastră? A fost un moment, la prima vedere, cum să vă spun, greu, da? Dar a fost o imagine care nu corespundea sau nu ar trebui să corespundă cu o zonă de cercetare și cu un domeniu cu implicații socioeconomice cum este creșterea viermilor mătase. Chiar dacă foarte mulți nu cunosc, dar are o implicație socioeconomică foarte mare. Am fost în Thailanda, la Comisia Sericicolă, un congres care s-a ținut luna aprilie, discutam cu colegii din China, în care sunt implicați peste 1 milion de gospodării în această activitate. În India, 700.000 de gospodării în activitatea de creștere a viermilor, în Thailanda, 20.000 de familii. Și la noi? La noi foarte puține. Anul acesta am reușit să distribuim material biologic în județele Ilfov, județul Telorman, județul Buzău, județul Galați, județul Vâlcea, județul Brașov. Deci numărul fermierilor
este mic. Rolul nostru, prin și statut de înființare, este de a crea o emulație, de a distribui material biologic către micul fermier și să-i arătăm căile pentru a, ca acea, poate să facă o mică afacere în gospodărie. Trebuie să-i arătați, în primul rând, colecția de vierm de mătase, colecția de duzi și să-l învățați tehnologia propriu-zis. Da, lucru foarte bun care l-am văzut în septembrie a fost acea colecție de rase și hibrizi care se mai păstrează în România. Puține țări din Europa mai au un fond genetic, cum încă mai are România și trebuie să mulțumim persoanelor care au fost implicate în această perioadă destul de grea pentru păstrarea acestui fond genetic. De exemplu, Franța nu mai are fond genetic, o țară care la un moment dat a înființat Comisia Internațională de Sericicultură de la Lyon. În momentul de față, Franța nu mai are fond genetic pentru creșterea viermilor de mătase. Pot să ia de la noi? Da, da, da. Tot făcând o paranteză, am fost... Deci nu numai în România se încearcă revigorarea acestui activități. Am fost în luna aprilie în Grecia, localitatea Sufli, considerat centru activității de a produce mătase. Țările din jurul Mării Negre, deci Asia Mică, se încearcă o revitalizare a acestui sector. Ne-am întâlnit cu colegi din Italia și în urma acestor discuții, vorbind de material biologic, vom face schimb să testăm material biologic din Italia în România și din România în Italia, să vedem valoarea materialului biologic care îl avem. În funcție de proveniență, mărime, culoare, structura și forma gogoșilor, stadiul de dezvoltare a larvei, numărul de generații pe an, viermii de mătase se clasifică în mai multe rase, care la rândul lor sunt grupate în rase de vierm de mătase monovoltine. Acestea dau o singură generație pe an. Rase de vierm de mătase bivoltine dau două generații anual. Rase de vierm de mătase polivoltine care pot produce mai multe generații pe an. Rasele monovoltine se deosebesc printr-o producție mai mare de mătase, cele bivoltine și polivoltine sunt însă mult mai viabile. Prin încrucișarea diferitelor rase și linii se obțin hibrizi cu o productivitate mai înaltă. Pentru telespectatorii noștri care aud așa un mic zgomot pe fundal, trebuie să spunem că ne aflăm într-o cameră în care se află paturile cu vierm de mătase, iar ei se hrănesc în acest moment. Da, suntem în ultimul stadiu de creștere a viermului de mătase. Este stadiul 5 în etapele lui de dezvoltare. Viermele de mătase are 5 etape de dezvoltare și în fiecare etapă are un somn. Deci urmează stadiul de îngogoșare și după aceea se recoltează gogoșile din care se extrage renumita mătase folosită în toate casele de modă și renumită prin calitățile firului de mătase. Și am observat că aveți în mai multe stadii, aveți deja și gogoș formată. Sunt diferențe între rasele care le avem. Unele rase au un stadiu de larvă mai mic, 27-28, unele rase merg undeva spre 29-30-31 de zile. Sunt diferențe între rasele care le avem. Tot la fel, mod de clasificare este după culoarea gogoșii de mătase, care poate să fie albă majoritatea, galbenă sau roz. Dar ce se face cu gogoașa asta mai departe? În momentul când larva ajunge în stadiul de gogoașă, sunt două direcții de urmat. Unul, trebuie să asigurăm reproducerea speciei, a rasei, a liniei respective și atunci gogoașa rămâne intactă sau, dacă merge către industrie, ea suferă un proces de introducere unui etuve la o temperatură de 98 de grade. Crisalida este omorâtă ca să poată să meargă mai departe în partea de industrializare să se poată scoate firul de mătase din gogoașă. Devidat de pe gogoașă, firul de mătase poate să atingă 800, la unele rase chiar 1000 de metri lungime. Firul este extraordinar de subțire, dar este un fir foarte rezistent. Știu că este un anumit timp în care se poate recolta această gogoașă, nu? Perioada de îngogoșare undeva de 80 zile și cam 3-4 zile după îngogoșare trebuie recoltată gogoașa.
din acele forme de unde viermele merge și intră în stadiu de nimfă crisalidă și cu în gogoașă. Pentru că dacă apucă să spargă gogoașa, gogoașa nu mai e viabilă, nu? Nu mai are valoare. Firul de mătase este întrerupt și ne gândim că în acea mică gogoașă de 2 grame găsim un fir de mătase de 1000-1300 de metri liniari. Viermii de mătase se cresc în încăperi închise pe stelaje late și sunt hrăniți cu frunze de dut proaspete. În decursul vieții, un vierme mănâncă între 20 și 25 de kilograme de frunze de dud și crește în lungime de la 2,7 mm până la 88 de mm, atingând masa de 3,54 grame. Fluturii viermilor de mătase sunt practic adulții. Ei sunt singurii apți de reproducție. Deci da, este da. O muncă titanică. E o muncă titanică, da, da. Și de hrănit, și de urmărit, și de studiat. Nu putem să gândim creșterea viermilor de mătase fără plantație de dud. Deci este esențial. În momentul când spui vierme de mătase, trebuie să duci în amonte către cultura de dud. Este hrana viermelui de mătase, Bombyx mori. Până am ajuns aici, în această cameră, am trecut pe lângă plantația de duzi pe care o aveți și aș vrea să ne vorbiți dumneavoastră mai mult despre ea. Avem o plantație în care avem 51 de soiuri de dud, un fond genetic destul de valoros, care asigură hrana efectivelor de care o avem în momentul de față. Este o suprafață destul de mică, 1500 de duzi. Gândim extinderea acestei suprafețe ca să putem să gândim și dezvoltarea stațiunii pe mai departe. Ce v-ar trebui în acest moment pentru a reuși să faceți totul funcțional? Pentru ca să ai un succes, îți trebuie suprastructură, da, infrastructură, să ai personal calificat și dornic să facă treabă și partea de finanțare. Ceea ce am reușit în perioada din septembrie până acum, să aducem pe partea tehnică un personal foarte bine calificat cu articole ISI dedicat cercetării, care au publicat articole la evenimentele care s-au derulat în această perioadă în România, dar și în străinătate. Vorbesc de evenimente științifice la Academia Agricolă de Științe Agricole, Universitatea de Agronomică București, la Universitatea Agronomică Iași, la Sufli, au prezentat colegii mei două lucrări care au fost foarte bine apreciate. De asemenea, sunt lucrări pregătite pentru prezentare la Cluj și la Timișoara. Dar cel mai bun lucru, am participat la concurs pentru programele de ADER de la Ministerul Agriculturii, în care suntem titulari în două proiecte și parteneri încă două proiecte. Ceea ce pentru o stațiune nouă înființată este foarte, foarte bine. Proiectele de cercetare sunt de la studierea fondului genetic. Vrem să știm exact ce valoare are fondul genetic, studierea genofondului de dud, mergând până la tehnologii, noi tehnologii și modul de valorificare a produselor secundare și, în ultimul timp, mergând în al treilea proiect către acea microfermă care să fie exemplu pentru crescătorii de vierme de mătase. Pentru a începe o afacere în producerea viermilor de mătase sunt necesare o încăpere bine aerisită cu ferestrele orientate către nord-est, ouă de vierm de mătase, 1200-2000 de ouă cântăresc doar un gram, iar larvele ieșite din acel gram produc în medie 3 kg de gogoși. Un hectar de plantație de dud este suficient pentru creșterea 100 de grame de ouă. Durata unui ciclu complet de producție este de 55-60 de zile, iar pe parcursul unui an se pot realiza două serii de creștere de vierm de mătase. Dudul este originar din Asia, de unde a fost adus în Europa, concomitent cu ouăle de vierm de mătase. Cultura și extinderea plantațiilor de dud determină dezvoltarea sericiculturii și producția de mătase naturală. Deoarece frunza de dud este proaspătă numai primăvara și vara, ea poate constitui hrana viermelui de mătase doar pentru aceste două anotimpuri și deci producerea gogoșilor este limitată la acest interval de timp. Pentru creșterea producției de mătase naturală se cere existența unei baze furajere,
care să poată fi folosită de viermi pe întreg anul. Până în prezent nu s-a găsit o soluție favorabilă care să satisfacă această necesitate, deși s-au făcut multe cercetări în acest scop și se fac și în prezent. Și pe lângă faptul că viermele furnizează acea mătasă de care avem nevoie, chiar și dudul are o mulțime de calități. Ne-ați servit cu un ceai de dud în birou. Am zis să o noutate. Da, afară această activitate, pe lângă produsele principale, pe fiecare segment sunt și produse secundare. De exemplu, la dud, din frunza de dud, se pot face un ceai care este foarte bun aromat, cu efecte antioxidante și foarte bun pentru partea de diabet. Tot la fel, frunza de dud se pot folosi în industria avicolă, în hrana găinilor outoare, pentru a da acel culoare gălbenușului, ceea ce este un colorant natural. Crescătorii de găini outoare pot folosi un colorant natural și nu în ultimul timp și în hrana vacilor de lapte, stimulând producția de lapte. Sunt produse secundare de la creșterea dudului, plus că dudul este un arbore foarte bun absorbant al bioxidului de carbon. Da, deci un mediu mai curat. Deci, vedeți câte beneficii sunt la dud până să culegem noi frunza să o folosim în creșterea viermilor de mătase. Toate acestea pe latura zootehniei. Da, dar da, da. Pe medicină, ne-ați spus și despre medicină. Medicină sunt produse secundare pe dezvoltarea viermilor de mătase. Vorbim de ou. Oul de viermilor de mătase conține foarte mulți aminoacizi, proteine esențiale, care pot fi folosiți în hrana și hrana omului, chiar cu efecte pentru partea pentru bărbați. Larva de viermele de mătase se pot folosi extract de larvă de vierme de mătase, care se poate folosi în medicină, conținând la fel multe vitamine, aminoacizi, acizi grași esențiali, dar și în ultimul rând crisalida, cea care este în gogoașa de mătase, în care se poate folosi și în industria avicolă ca înlocuitor de proteine pentru găina o consum, pentru puiul de carne, în medicină, extras de ulei și în hrana omului. Cred că ne-ar trebui o zi întreagă să vorbim despre aceste lucruri. Da. Recunosc că îmi face o plăcere deosebită. Mi-amintesc și eu de copilărie când adunam frunză de dud pentru viermii de mătase. Dar vă propun să ne oprim pentru astăzi aici și să continuăm într-o altă etapă de dezvoltare a stațiunii dumneavoastră. De acord și mulțumesc foarte mult!